Am fi dorit ca această manifestare să reușim să o facem exact atunci când au fost 90 de ani, adică de Sfântul Petru și Pavel, în 1930 a avut loc inaugurarea Palatului Cultural de Sfântul Petru și Pavel, dar situația de anul ăsta a fost puțin deosebită și va trebui să facem acum împreună cu zilele Palatului și această manifestare, cum am avut plăcerea să spunem, 90 de ani de activitate la Palatul Cultural. Pentru noi anul acesta are o semnificație deosebită. 90 de ani în care Palatul Cultural a trecut de la proprietari la stat, a fost folosit sub toate formele și în sfârșit a revenit acolo unde era locul, acolo unde era de drept să fie, în proprietatea Asociației Culturale Reșița Română. Această clădire, vreau să vă spun, a fost construită de bunicii noștri și nu a fost ușor construită. A fost niște eforturi extraordinare. A început construcția în 1928, exact la 10 ani după Marea Unire și la 9 ani după îmbătirea Banatului la țară. A fost o emanație a românismului în perioada respectivă. Toată lumea își dorea o afirmare, o revigorare a limbii, a portului, a obiceiurilor noastre naționale. Or, noi astăzi avem obligația sfântă în fața lor, a bunicilor, a bătrânilor, care chemesc celor două instituții, Consiliul Județean, care a Severin, și Primăria Municipiului Reșița, care sprijină an de an prin proiecte comune aceste manifestări. Vă așteptăm cu drag la acțiunile Asociației Culturale Reșița Română. Mulțumim! Eu vă mulțumesc! Am ascultat un interviu realizat de colega mea, Anca Bica. Palatul Cultural din Reșița, să știți că este singura clădire cu influențe brâncovenești din județul Caraș-Severin, edificiul fiind nu doar un monument arhitectonic impresionant, ci și un reper cultural, putem spune, și spiritual pentru localnici. Cu ajutorul Consiliului Județean Caraș-Severin, clădirea a beneficiat de ample lucrări de reconstrucție și modernizare, iar în anul 2010 a fost reinaugurată și redată în folosul comunității. Acum edificiul găzduiește Teatrul de Vest din Reșița. 105,6, 91,9 și 92,8 FM.